Mulțumim colegului pentru emoționantul discurs, dar nu lipsit, sau poate tocmai că prin emoția pe care a transmis-o ne-a sensibilizat și a conținut o substanță aparte de care aveam nevoie, chiar dacă în conferința noastră, iată, s-a prelungit. În încheiere, am să vă prezint cum anume m-am apropiat de acest fenomen al rugului aprins. Spuneam că sunt 5 volume care, grație sprijinului directorului editurii Icona, au apărut la această editură pe care o conduce. Primul volum care a apărut la editura Icon este Chipul rugului aprins. În cadrul acestui volum veți întâlni în special interviuri. Cum s-a născut această idee, acest proiect? Pentru că a te apropia la 30 de ani de un astfel de subiect, a-ți permite să tratezi despre o mișcare duhovnicească, de o asemenea profunzime, de o asemenea învergură, este un angajament foarte mare. Și bineînțeles că am avut fricile mele pe care nici astăzi nu le-am depășit și nici nu poți să le depășești. Despre rugul aprins există și foarte multe lucruri pe care ar trebui să le spunem prin tăcere. Putem, nu știu cât despre rugul aprins, cât întru rugul aprins să ne apropiem de ceea ce a însemnat, de fapt, această mișcare duhovnicească. Să vorbim despre isihas, despre ortodoxie, cu armele științifice, este impropriu. Și tocmai de aceea am considerat, primul pas a fost acela de a merge la arhive pentru a face o cercetare serioasă. După câteva luni de studiu, de smintire, pentru că a aluneca în logica securității este un pericol foarte mare, în care, evident că am alunecat și eu, nu venea să cred că acele personalități pe care le cunoșteam prin operele lor, prin mărturiile celor care îi cunoscuseră, făceau ceea ce exista conform informațiilor pe care le-am găsit în dosarele din Arhiva Consiliul Național pentru studierea arhivelor securității. Evident că se impunea un dialog. Cei care trebuiau să decodeze acele procese verbale de interogatoriu, ce puțin erau cei care au trăit în mod direct atrocitățile sistemului concentraționar, închisorilor, care au fost mutilați sufletește, care au, nu știu cât sufletește, că asta n-au reușit să o facă, ei au rămas integri, dar care i-au așezat așa în statutul de peripsena mundi. Ei deveniseră ostracizații, persona non grata. Și în viață am mai găsit pe domnul Emanuel Mihăilescu, pe domnul Nae Rădulescu, singurul care supraviețuiește și astăzi în Germania, la Augsburg, pe părintele Nicolae Bordașiu, care a fost singurul ce îmi putea mărturisi ce a însemnat prezența părintelui Ivan Culâghin de la Mănăstirea Antim, cum anume au primit, cum anume a luat ființă mișcarea rugului aprins de la Mănăstirea Antim, care au fost prefacerile pe care le-au simțit sub ochii cumpliți, da, ai regimului totalitar comunist. Ei au reușit să găsească o formă de prezervare a umanității, pentru că asta a fost, de fapt, rugul aprins. O îndrăsneală duhovnicească, spirituală, o ascuțime, o simbioză între cult și cultură fără precedent. Domnii Emanuel Mihăilescu, domnul și Nicolae Rădulescu au fost aceia care au realizat și cheia de lectură a proceselor verbale de interogatoriu care le-au fost luate atunci, în 1958, când au fost arestați, da, lotul a cuprins 16 persoane, 8 clerici, 8 laici, dintre aceștia 5 erau tinerii, 3 au fost arhitecți, George Băsâi, Nicolae Rădulescu, Emanuel Mihăilescu, Dan Grigore Pistol, da, a fost și el acolo și sigur băiatul profesorului, prietenului foarte bun, Alexandru Mironescu, Șerban Mironescu.
mai găsiți în acest volum și un portret al lui Sandu Tudor Laicul. Foarte multe inexactități din nefericire circulă legate de postura laicului Sandu Tudor. O scrisoare, mi-a fost mijlocită această dovadă, această probă a ce a fost Sandu Tudor din postura de laic, tot de domnul Emanuel Mihăilescu. O scrisoare de despărțire, iată-o, vorbim de o corespondență intimă, între Sandu Tudor și prima sa soție. Cum anume am să dau lectură, da? Pentru a-l vedea pe Sandu Tudor, laicul, în momentul de maximă tulburare, când te desparți, după 6 ani de conviețuire, de soția ta. Cum anume se adresează? Ea este datată 8 martie 1931. Vergi. Laturei tale cele bune pe care am cunoscut-o cândva, mă adresez. Să mă asculți cu toată pacea sufletească în acest ultim răgaz al despărțirii. Multe păcate am purtat în noi de am ajuns la acest fel de rezultat. Unele greșeli eu mi le cunosc. Altele din pricina nedesăvârșirii nu. A venit însă vremea să-mi iau asupra mea totul. Nu caut prin aceasta să fac să sune vreo coardă a sentimentalismului. Nu. E ceva cinstit și hotărât care mă face să-ți scriu. Toate valurile de miraj s-au sfârșiat. Toate sunt așa cum sunt și le recunosc ca atare. În ceea ce mă privește, atenție, din copilărie am înțeles că rostul meu e să slujesc în chip viu, pe deplin, adevărul cel viu și de plin, care cu un cuvânt învechit se zice Dumnezeu. Dar l-am trădat. Când m-am întâlnit cu tine, semne și împrejurări mi-arătau că trebuie să merg să-l slujesc pe el. Dar din nou am trădat. M-am recules însă atunci și am încercat să fac din legătura noastră, care era pornită dintr-o greșeală inițială, dintr-o poftă trupească, să fac tot o slujire a lui. Drumul însă era greșit, cuprindea în sămânța lui păcatul. Iar eu am fost prea om, prea slab, prea păcătos. Tu nu mi-ai înțeles buciumul. Am fost cel care vorbește prea mult din cărți. Dacă ar fi fost un păcat acesta. Azi, după 6 ani, mă ridic din nou. Mă scutur. Auzi sunând un ceas nou. Poate e cea mai mare răspântie a vieții mele. Îmi bate un ceas grav de deșteptare deplină. Trezit, văd limpede în fața mea, îmi dau seama ce am făcut, știu precis, mai bine ca oricând ce trebuie să fac. Mă simt dator să-ți repet toate acestea, să te fac să înțelegi un lucru esențial care și pe tine te privește. Întâlnirea și zvârcolirea cea de 6 ani îndeolaltă este o realitate crudă care stă între noi. Ai cunoscut în toată această vreme, în clipele cele mai intime, care era năzuința mea cea adevărată, voiam să-l slujesc. Și sufeream, și suferei. Această suferință nu trebuie socotită ca un blestem. Așa ne-a fost dat să privim lucrurile mai adânc. Toate în viață mai au și un înțeles ascuns. Azi, pentru mine, acest înțeles se descoperă. Iau totul ca o pricină de ispășire. Așa ar trebui să o faci și tu. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adus să înțeleg ceea ce înțeleg acum. Am fost un bici de chin pentru tine, cum spui, precum și tu mi-ai fost mie bici de chin. Drumurile noastre s-au despărțit fără voia noastră, așa cum s-au întâlnit fără voia noastră. Nu vom mai suferi unul din pricina altuia. Să ne ridicăm, deci, mai presus de noi, din clipa aceasta, mai presus de mândria rănită, adevărul spune să iertăm de 70 de ori câte 7. Să ne iertăm unul pe altul de tot răul. Plec.
hotărât în fundul sufletului eu. Auziți cum se autocaracterizează? Nebunul, boul mistic. Să mă împac cu adevărul cel viu, cu Dumnezeu. Nu e niciodată prea târziu. Voi primi toate umilințele ca un semn al iubirii lui. Azi am un semn limpede și curat care mă îndreptățește să cred că și-a adus aminte de mine pentru puțina credință pe care totdeauna i-am păstrat-o chiar în clipele mele de rătăcire. El mi-a întins mâna în chip vădit și mi-arată o cale fără greș. M-am hotărât să împlinesc această veche chemare, m-am hotărât să mă fac cum trebuie slujitorului. Căsătorit cu tine, nu puteam să fac acest lucru. Știi de ce? Azi, peste răul dintre noi, îndrăznesc să nădăjduiesc un bine pentru alții. Ca să fiu însă cu totul slobot față de cele ce va trebui să fac, e nevoie să pui pace între mine și ceilalți, între mine și tine. Își cer cinstit și simplu iertare pentru tot ce ți-am greșit, pentru tot ce te-am făcut să înduri, pentru tot ce te-am îndurerat. E la libera ta voie să o faci sau nu. Cât mă privește pe mine, fără a face vreo frază frumoasă și goală, îți mulțumesc. Pentru tot binele și răul, îți mulțumesc, mai ales pentru tot răul. Știu că în mare parte nu ai voie să-l faci și nu știai că-l făceai. Îți mulțumesc și pentru tot răul pe care îl mai poți, pe care îl mai poți să mi-l faci. Dumnezeu să-ți dea pacea sufletului de care ai atâta nevoie. Sandu. Tese, aceste rânduri, cele din urmă, sunt numai pentru tine. Nu și pentru prietenia indiscretă care îți voiește atât de mult binele. Iată, este corespondența intimă. Acesta era Sandu Tudor, laicul. Următorul volum pe care l-am scos, Sandu Tudor și Asociațiile Studențești Creștine din România Intervelică, care de altfel este documentat la sfârșit, veți găsi dumneavoastră toate documentele care mi-au servit drept surse pentru argumentele acestei cărți. O să vedeți un Sandu Tudor din postura, evident, tânăr, student, drept, drept un titrat teolog. Un om care la vârsta de 20 și ceva de ani, iată, da, 30, știa să spună nu politicului. Știa să nu se angajeze în polemicile sterile, care nu contau. Un student nu a făcut facultatea de teologie, trebuie să clarificăm acest lucru, dar a făcut facultatea de litere și filozofie, a terminat-o și de ce îmi permit să spun acest lucru, deși în istoriografie există multe opinii conform cărora el nu ar fi absolvit o facultate, pentru că el o spune. În procesul verbal de interogatoriu, în primul proces când era în postura de monah Agaton, întrebat, da, spune că este licențiat în litere și filozofie. În urmare, să-i dăm credit. A terminat această facultate și da, observația pe care ați făcut-o dumneavoastră, și mă bucur, da, se vede că sunteți lectorul volumului Sandu Tudor, articole din Floarea de Foc. El s-a înscris și la Facultatea de Belart. De asta este un critic plastic atât de precis, atât de exact și atât de erudit, pentru că în toate acele interpretări îi vădesc această erudiție. A intrat în rândul ASCB-ului, devenit ulterior ASCB. De ce aceasta? Pentru că ei trebuiau să se constituie într-o federație. O să încerc să sintetizez, să nu prelungesc foarte mult cuvântul meu. Spre deosebire de UNSCR, adică Uniunea Națională a Studenților Creștini din România, care erau numeroși și care au reprezentat pentru politic o masă pe care au manipulat-o, îi subvenționau la toate congresele, trenul, cazarea, erau subvenționate. Foarte multe dintre conferințele pe care le susțineau studenții din cadrul Uniunii Naționale a Studenților Creștini din România priveau cu precădere situația grea a studentului, pentru că era o situație foarte grea, reforma agrară.
a adus după sine prefaceri fundamentale ale societății noastre, prefaceri necesare, salutare, reforma agrară a fost un pas enorm. Dar pentru prima dată tânărul reușea să iasă din cadranele osificate de generații, să depășească condiția bunicului, tatălui, care, eu știu, aveau, trăiau din obiceiuri manufactiere, să spunem, din practici manufactiere și să acceadă la alte poziții, să devină avocații, să intre în administrație. Iată, pentru prima dată principiul meritocratic își putea găsi o practică evidentă în societatea noastră. Sigur că limitele meritocrației au apărut destul de repede și șomajul intelectual și ceea ce se petrecea în facultățile noastre. Nu eram pregătiți, numărul acesta, afluența enormă de studenți, a adus foarte multe necazuri. Nu existau săli suficiente, căminele de primiseră focare de infecție, tifos, tuberculoză și alte lucruri, la fel, mâncarea, așa cum am spus, taxele care apăreau peste noapte și care erau împovărătoare. Și culmea, după ce treceai prin toată această odisee, la capătul drumului ce te aștepta? Șomajul. Nimic. Era o situație foarte grea. Cumva aceste mișcări sociale, nu cumva, erau justificate, aveau dreptate, da, să revendice anumite lucruri. Dar, așa cum am spus, și ei erau studenți. Și Mircea Vulcănescu, și Sandu Tudor, și Paul Sterian. Dar ei au ales o cu totul altă cale. Ei au ales să fie aceia, dintre puțini, care nu s-au lăsat manipulați nici de ASCB-ul, ASCR-ul devenit ulterior ASCB, a apărut sub auspiciile Incăi, care era o mișcare mondială de sorginte protestantă. În momentul în care li s-a cerut să incrimineze public derapajele, violențele studenților din UNSCR, ei au spus nu. Bineînțeles că și asta i-a costat. Da, adică ei aveau sediul ASCB-ului, coincida cu sediul IMCA-i. Mai existau și alte facilități, care bineînțeles că au fost imediat suprimate, imediat ce a venit acest refuz al lor. Nu au acceptat nici plasa de siguranță a politicului și asta cum se traducea? Păi UNSCR-ul, de exemplu, avea organele de presă, Cuvântul Studențesc, Apărarea Națională, pe acestea apăreau într-un tiraj impresionant, tot ceea ce spuneau ei ajungea, era diseminat la scară largă, toate revendicările de natură socială, numerus clausus și acele lucruri despre care vorbeam, da, lipsa sărilor și alte neajunsuri, da, circulau. În schimb, de partea cealaltă, săracii ASCR-iști, da, ASCR-iști, cum vreți dumneavoastră, aveau un amărât de buletin pe care litografii, doar două numere au reușit să fie tipărite. De ce? Bineînțeles, lipsa de fonduri. Cum de ei nu aveau fonduri? Foarte clar, refuz politicul, nu ești subvenționat. Ei, iată, au fost verticale, au fost inflexibili, dar acele, dacă vă duceți dumneavoastră la Biblioteca Academiei, sau poate voi reuși să scot un alt volum în care să vedem ce a însemnat acel buletin, veți vedea că substanța, greutatea, filozofia, tratarea cu seriozitate a problemelor interconfesionale, a problemelor teologice din acel buletin care apărea în acele condiții mizere, depășea cu mult ceea ce circula la scară largă în celelalte două organe de presă pe care vi l-am amintit, Apărarea Națională, respectiv Cuvântul Studențesc. Să nu fiți căldicei. Acesta era îndemnul la ordinea zilei pe care îl adresa monacul Agaton, ulterior ieroschimonacul Daniel Sandu Tudor, discipolilor săi, învățăceilor. Toți trei mi-au confirmat acest lucru și când spun de toți trei, vorbesc de părintele Nicolae Bordașiu, de domnul Emanuel Mihăirescu, respectiv Nicolae Rădulescu. Am trecut destul de repede peste ceea ce m-a frapat în interviurile pe care le-am luat celor trei. O să vă spun că lecția smereniei pe care le-a transmis-o părintele Daniel Sandu Tudor,
pe care mi-au transmis-o ei când am luat contactul direct, este cutremurătoare. Nu au acceptat, sub nicio formă, să fie așezați în postura de eroi, mai ales că se raportau permanent la părintele Daniel Sandu Tudor, la ce au suferit acești oameni monumentali, care reprezentau pentru ei, spun reprezentau pentru că din nefericire doar domnul Nicolae Rădulescu mai este astăzi printre noi, ceva ce ei nu puteau să regăsească în cuvinte. Un portret ideal veți găsi aici, făcut de către acești oameni. Bineînțeles, cui? Mentorului absolut, așa-l vedea, părintele Daniel Sandu Tudor. I-a amprentat indelebil, ființial. Când vorbesc despre părintele Daniel Sandu Tudor, cei care l-au cunoscut își caută cuvintele. Le vine foarte greu să vorbească despre o provocare. În acest volum veți găsi alte 158, dacă nu mă înșel, de documente, în care veți vedea cât de ușor poate o victimă să devină călău. Veți... am urmărit traseul din 1940 până în 1952. Veți vedea cum un om care i-a fost pus la cale asasinarea, nici mai mult, nici mai puțin. Trei oameni dotați, că vorbim aici despre cel de-al doilea război mondial, se afla pe front, era înrolat în calitate de sublocotenentul Alexandru Teodorescu, este desemnat, o să încerc cât mai repede, comandantul unității îi cere sublocotenentului Alexandru Teodorescu să facă o anchetă pentru că apăruse niște nereguli, se fura din magazie, alimente și alte lucruri, derulează, bineînțeles că doar este ordin, trebuie executat. Această anchetă constată care este făptașul, care sunt neregulile. Problemă, cel care a fost anchetat află, da, de acest lucru și după ce consumă o cantitate însemnată de țuică alături de doi tovarăși, se hotărăsc ei, deci avem mitralierele, hai să le folosim. Și se duc în locul în care dormea sublocotenentul Alexandru Teodorescu, evident, vorbesc despre Sandu Tudor, da, părintele ulterior, schimonacul Daniel Sandu Tudor, și descarcă mitralierele. Cum știm, a supraviețuit. Cum de a supraviețuit? Când, ia uite, trei oameni s-au dus și i-au tras acolo. Se pare că avem în rugul aprins mitropolitul Antonie Plămădeală, a fost avertizat de Maica Domnului să-și tragă patul. Da. Ei, minune! Au fost prinși, voiau să fugă în mama URSS, condamnați, da, pe viață, dar bine, 23 august, da, o inversare a paradigmei, inversarea regimului și genialii despre care vă vorbeam se gândesc că este momentul oportun să acționeze. Și acționează în instanță. Și uitați-vă, dacă uitați dumneavoastră aici, vedeți așa, Posteucă Dumitru Teodorescu Alexandru și ce spune aici? Crimă de război. Ce le-a născocit mintea acestor grozavi? Păi să spun așa, da, este adevărat, am pus la cale asasinatul ăsta, n-adău cum să nege, pentru că problemele erau evidente. Dar de ce? Pentru că noi eram niște comuniști convinși, nu că m-a furat, că nu. Noi țineam tot felul de prelege în care proslăveam comunismul, iar legionarul, sublocotenentul Alexandru Teodorescu, ne persecuta. Iată cum ajunge un om complet nevinovat să primească, în urma acestor acuzații și făcute de către cine, o condamnare pe viață. Asta însemna să fii criminal de război. Cine credeți că vine să-l apere pe părintele Daniel, era monacul Agaton când a ajuns în acest proces? Vine... primise un avocat din oficiu, care evident că nu era bine pregătit, un genial avocat evreu. Da, care reușește să reducă, a primit doar 2 ani pentru instigare la tratamente neomenoase. De unde? Da. Da? Și așa a ajuns săracul părintele Daniel Sandu, monacul Agaton, la Canar.
poarta albă, Culda, da, de la Jilava. Cum s-a comportat și acolo, știm, de la Virgil Maxim în Im pentru crucea purtată. Era o prezență luminoasă, practica rugăciunea inimii și aveau grijă, să știți că vorbim, sau au vorbit și antevorbitorii mei despre celula din celulă. Ei erau mult mai asupriți. Părintele, monahul Agaton, a spus din această primă arestare a sa, era supus unui regim superior, da, în ceea ce privește abuzurile, că doar era ascuțit spiritual și atunci trebuia să fie supus unor chinuri superioare. Și cu toate acestea, cei care îl vedeau pe părintele Daniel Sandu Tudor, roiau în jurul său, luau de la el, culegeau de la el lumina. Următorul volum pe care l-am scos la editura Icon este Daniel Sandu Tudor, poetul mistic. Și mi-a fost prilejuit prin fericita întâmplare de a descoperi în arhivele CNSA-se, la fondul manuscrise, imnul acatist al Maicii Domnului. Nu scria ușor, deloc nu scria ușor, părintele Daniel Sandu Tudor, și culmea, el este neo-imnograful nostru. Este unul, e o personalitate monumentală pentru că este printre foarte, foarte puțini scriitori a cărui operă a intrat în cult. Se cântă imnele acestea acatist, da, în bisericile noastre. Păi și cum de a ajuns el, din nou, când a scris primul imn acatist, singurul care a fost antum, în 1927. Iată, da, deci tânărul. Și în ce moment? De cumplită suferință. I-a murit fratele cel mai mic. Atunci el a conceput. După un an îl publică în revista Gândirea. De altfel el avea, să știți, această reputație de poet religios mistic datorită acestei reviste Gândirea a lui Nichifor Crainic, unde nu publica oricine. Iar texte și substanța textelor pe care le publica, cu precădere poezia publicată acolo, i-au adus imediat notorietatea, da, pe această direcție. În 1928, deci la un an diferență de când l-a publicat în Gândirea, trimite textul către Sfântul Sinod. Să nu vă închipuiți că a făcut lucrul acesta Sandu Tudor pentru a avea recunoașterea Bisericii Ortodoxe și a Sfântului Sinod. Textul pe care îl avem în față, scrisoarea pe care a înaintat-o către Sfântul Sinod, ne arată, de fapt, adevărata motivație. V-am spus că îmi scria ușor. Era teamă să nu se fi strecurat vreo erezie. Despre aceasta este vorba. Să nu cumva să smintească printr-un cuvânt care ar putea să fie interpretat greșit. De asta a ajuns și părintele Dumitru Stăniloae în lotul rugului aprins, pentru că i-a dat imnul acatist să îl citească. Din nou, din nevoia de acuratețe. Dar nu se abate cumva de la canoanele, de la dogmele ortodoxiei. Era extrem de riguros și extrem de exigența, să știți că, în primul rând, o îndrepta către sine. Era foarte exigent cu propria persoană. Și mai avea o strategie, părintele Daniel Sandu Tudor. Nu-i plăcea să fie popular. Prefera să fie incomod și să îl iubească doar aceia care ajungeau să-l cunoască cu adevărat. O să vedeți aici că, de exemplu, imnul acatist al Maicii Domnului, la o primă variantă este din 1948, când el era monahul Agaton, și varianta din 1958, deci iată, la un deceniu diferență, dovedește cu câtă râvnă, cu câtă acribie să oprea asupra fiecărui cuvânt. Sunt de unde ridicate acestea și se află la arhiva CNSAS? Păi din casa profesorului Alexandru Mironescu, de unde a fost arestat împreună cu fiul acestuia, Șerban Mironescu, noaptea dinspre 14 spre 15 iunie 1958. Și volumul care, da, a prilejuit și lansarea volumului de carte de astăzi,
Îl aveți aici pe Sandu Tudor, care, da, confirmă postura polemistului. A spus și domnul scriitor Cristian Crăciun că nu-l supera pe Tudor Arghezi. Acum o să vă spun de ce nu-l supera pe Tudor Arghezi. Și pentru a nu mă abate de la adevărul, așa cum a fost el atunci, o să vă citesc ce a spus Tudor Arghezi în Bilete de Papagal, revista pe care o conducea, despre ortodoxie. Ca să înțelegem de unde supărarea și de ce l-a denumit idolul cu inima coclită. Imediat. Sper să și... Așa. Dovezile în materie de credință și de suflet nu sunt nici cronice, nici statice, și faptul că Biserica Ortodoxă ar fi durat la români peste 10 veacuri nu obligă la nicio tradiție. Arghezi, da? Cităm. Bilete de Papagal. Bun. Biserica Ortodoxă este și s-a menținut străină. Credința se traduce în acte și credința ortodoxă nu e reprezentată de acte ortodoxe românești în niciun domeniu de aplicare religios. Miracole, prozelitism, oratorie, scrieri, propagandă, jertfe. Nicio inițiativă pornită sub comanda unui sentiment religios. Totul este copiat de la greci. Vorbă cu vorbă, formă cu formă. Și la zestrea greacă românii n-au adăugat nimic, nici fapte sufletești, nici sfinți, păstrând cadrul ca un locatar apartamentul închiriat, ce nici nu se simte dator cu nimic. Mai caracteristic, Biserica Ortodoxă nu a putut produce cu material românesc foarte abundent măcar un cler ortodox, mai puțin măcar creștin. Iată, Tudor Arghezi. Da? Epistola lui Savin Drăgoi. Bun. În altă parte, nu-mi vine să cred că ortodoxia poate să fie steaua de navigație a culturii românești cu începere din anul 1928, din pricină că până la această dată, destul de recentă, ea nu s-a putut lipi în mai multe veacuri de mintea poporului românesc. Mai mult, nici de inima clerului ortodox, acesta făcând parte tot din poporul românesc. Niciun lucru și niciun cântec n-au făcut niciodată aluzie la vreo sensibilitate ortodoxă. Ortodoxismul, ca justificare filozofică a bisericii grecești din România, aparține câtorva civili care nu se pot plânge că le-a mers rău de când au introdus anafura la aperitiv. Descălecătorul neortodoxismului a fost poetul Nichifor Crainic. El unea un sintetic spirit de chipzuială cu o elasticitate monastică, onctuoasă și bogată în suculență. Iată de ce s-a supărat, da, Sandu Tudor și a spus: tu, fost monah, să acuzi Biserica Ortodoxă, să nu recunoști specificitatea poporului nostru, să nu-i recunoști chipul spiritual, da, i-a justificat și din punctul meu de vedere reacția virulentă. Vă spuneam de altfel la început că dacă veți citi acest volum, veți vedea că verbul acid al lui Sandu Tudor, care i-au făcut pe mult să fie refractar și să poarte anumite inexactități despre el, se datora, de fapt, revoltatului teolog, dulăului ortodoxiei, cum pe bună dreptate l-a numit mitropolitul Bartolomeu Anania. El a fost un instruit teolog. El, când s-a dus la muntele Athos, să nu uităm că mai înainte a fost campania împotriva schimbării datei Pascaliei și Naionescu l-a avut alături pe el,
pe George Racoveanu, era de altfel singurul teolog, pe Paul Sterian și pe Mircea Vulcănescu și au câștigat ei și culmea, din punct de vedere dogmatic și canonic. Știa foarte bine ceea ce scrie acolo. I-au scris călugării atoniți dinainte de a se duce acolo. Când s-a dus la muntele Athos, pe el a dat scrisoarea lui Tiții Medrea. Era atât de iubit de mitropolitul Tiții Medrea, încât, cum credeți că au speculat organele securității, ce le putea născoci mintea, că v-am spus că până și eu m-am smintit, că e fiul ilegitim al mitropolitului Tiții Medrea și că de-aia este el astfel ajutat. Părintele Galaction, care a fost decanul Facultății de Teologie din Chișinău, îl cheamă și îl pune sub director. Foarte iubit a fost de oamenii bisericii de când era tânăr. El nu s-a dus dintr-o curiozitate, el s-a dus pentru că era un trăitor care trebuia acolo să ia contactul direct cu călugării atoniști și cu ceea ce înseamnă rugăciunea inimii. Și după ce a plecat de acolo, i-au trimis scrisori călugării atoniști și de fiecare dată când dădeau de greu, vedeau în el un sprijin. Acesta a fost Sandu Tudor, laicul, nu numai monacul Agaton și Ieroschi monacul, părintele Daniel Sandu Tudor. Este o călăuză. Haideți să ne așezăm sub lumina acestor imense personalități. Fără ei devenim atât de săraci, fără ei nu o să știm niciodată cât de mult înseamnă să fii român, cât de mult înseamnă să fii creștin, cât de frumoasă este spiritualitatea ortodoxă și cât de adâncă. Vă mulțumesc foarte mult!